După ce săptămâna trecută aleșii și PSD au votat împotriva proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului pe 2014, ieri mini-parlamentul din Pogoanele s-a întrunit într-o ședință extraordinară. La dezbaterile trecute, aleșii și socialdemocrați au respins bugetul pe motiv că proiectul și documentele aferente le-au fost transmise prea târziu, neavând timp pentru a le analiza. Și de această dată, consilierii locali, împărțiți în două tabere, s-au contrat pe marginea aceluiași subiect. Aleșii și PSD au identificat o altă problema proiectului de buget. Să ne detalieze investițiile făcute până în momentul de față, când acest Consiliu a căpătat din nou formă la nivel local, și ce urmează să fie făcut în continuare și costurile. Mi se pare corect, în calitate de consilier, să avem acces la informații în detaliu a banului public. Viceprimarul PSD, Dumitru Constantin, îi acuză pe liberali în frunte cu primarul că vor să creioneze un buget care nu conține rezolvarea problemelor prioritare pentru comunitate, școala, sala de sport, amenajarea parcurilor și reabilitarea blocurilor din Pogoanele. Sper acum cu echipa PSD și cetățenii să nu se supere, să se gândească de 10 ori. Noi nu dorim să nu aprobăm bugetul din interese personale. Noi am spus că vrem să restricționăm anumite capitole, crezând de noi că se face risipă de bani public și să ducem acolo unde sunt nevoi, priorități. O nouă încercare de aprobare a bugetului primăriei Pogoanele va fi miercurea viitoare. Există soluții și dacă divergențele dintre cele două tabere nu se vor rezolva, spun liderii socialdemocrați. Legea permite, dacă acest buget nu va fi votat de două ori în Consiliul Local, el va merge pe forma inițiată anului 2013 și va funcționa. Probabil, calculele sunt făcute de domnul primar. În 2012, mini-parlamentul din Pogoanele a fost dizolvat tot din cauza neînțelegerilor politice dintre PNL și PSD. În luna mai a acestui an, la Pogoanele au avut loc alegeri locale parțiale, în urma cărora socialdemocrații au obținut cele mai multe mandate, 8, liberalii 6, iar PDL un mandat.